În Ucraina, președintele Volodymyr Zelenski a semnat un proiect de lege pentru reducerea vârstei de mobilizare militară de la 27 la 25 de ani, în condițiile în care forțele armate rămân fără oameni în fața invaziei ruse, relatează agenția France Press. Proiectul de lege a intrat în vigoare în data de 3 aprilie, a precizat Rada, Parlamentul Ucrainei, pe site-ul său, iar în următoarele șase luni, guvernul de la Kiev trebuie să pună în aplicare legea. În aceste condiții, tinerii care fug din calea războiului încearcă cu orice preț să treacă granița. O parte dintre ei vin în Maramureș și aleg să fugă prin munți. Echipa Serviciului Public Salvamont Maramureș a intervenit în noaptea trecută în zona vârfului Corbu la 1696 de metri altitudine pentru recuperarea și extragerea a doi cetățeni ucraineni. Aceștia au vârste de 25 și 26 de ani și se aflau de câteva zile în munți. Potrivit șefului Serviciului Public Salvamont Maramureș, Dan Benga, Ucrainenii au fost reperați de un localnic aflat sus în munte și coborâți până când s-au întâlnit cu echipele de salvare venite pentru recuperarea lor. Erau extenuați și în stare de hipotermie. Tinerii au fost preluați de echipajul Smurd și transportați până la unitatea medicală pentru investigații și tratament. În ultimele șapte zile, numărul ucrainenilor salvați de pe munte a ajuns la 13.